Bună dimineața, prieteni! Uite că a venit și momentul de la prima oră cu lucruri utile, lucruri bune de știut, lucruri casnice, care ne întâmpinăm problemele astea în fiecare zi. Și de-aia am chemat un specialist în această dimineață. Este vorba despre Alexandru Garbuz, asistent universitar. Acum trebuie să-mi trag respirația, să citesc până la urmă corect. Asistent universitar, disciplina igienă, da? Departamentul Medicină Preventivă, medic igienist cu competențe practice în micro biologie, specialist în dezinfectologie medicală și pest control, master în bioenergie, bioinginerie medicală și masterand la Școala de Management în Sănătate Publică. Bună dimineața, domnule Alexandru, bine ați venit. Bine, mă bucur că ați găsit timp și pentru noi ca să discutăm anume despre chiar aceste lavete, acești bureți de bucătărie, chiar adună atâtea bacterii și sunt periculoase? Într-adevăr, sunt periculoase. Se prezintă ca un substrat poros. Așa. Este un loc extraordinar de convenabil pentru întreaga microbiologie, pentru bacterii, pentru virus, pentru micete. Micete sunt un fel de ciuperci microscopice. Așa. Am auzit cu toții despre micetele de penicilină. Aha. Deci este un mediu extraordinar de bun pentru dezvoltarea vertiginoasă acestor microorganisme. Este un substrat, de regulă sunt umide, deci este și apă. Spălăm cu dânsele de regulă veselă. Deci rămășițele de alimente sunt nu altceva ca substanțe proteice, lipide, glucide. Deci care se dezvoltă în timp în... Un substrat nutritiv extraordinar de bun și, da, la temperatura camerei, desigur... Ele se descompun și dezvoltă aceste bacterii. Nu, însăși bacteriile se dezvoltă singuri, fiind contaminate. Vedeți că noi nu trăim într-un mediu steril. Și din mediul nostru de habitat, de regulă, noi suntem înconjurați de microorganisme, acest microorganism nimerit într acest mediu favorabil, se dezvoltă și, da, pot dăuna. În unele condiții pot aduce unele probleme mari de sănătate. Dar mă întrebam, domnule Alexandru, dacă bureta, spre exemplu, este, hai să zic, îi se pune totuși săpun peste ea, atunci ce se întâmplă cu ea? Oricum, intră în contact cumva cu acel lichid mai toxic care elimină bacteriile, nu? Sau ar trebui să o schimbăm mai des? Vedeți că, de regulă, facem aici o încurcătură pentru că lichidul care este folosit pentru spălarea veselii este un lichid degresant și nu este dezinfectant. Aha. Deci substanța care distruge primordial microorganismele se numește un dezinfectant. Iar lichidul care ne ajută la spălarea calitativă a veselii este un degresant. Deci distruge lipidele sau grăsimile de pe... Și nu dezinfectează. V-aș întreba și la cât timp ar trebui să schimbăm o lavetă de bucătărie? Nu există un consens unic în sensul ăsta, dar vă dau careva repere. Așa. Pentru ca să creștem o cultură în laborator microbiologic, nouă ne trebuie cel puțin ca să ajungem la o cultură bine văzută și identificată 15 zile. Asta ar fi un reper pentru schimbarea... Deja ne orientăm și noi câtă veselă avem de spălat, de fapt. Câtă veselă spălăm, într-adevăr, în ce condiții totuși lăsăm aceste burete, le scurgem sau nu le scurgem, deci mai multă apă, iarăși mai mult substrat, mai multe substanții nutritive pentru acest microorganism. Pe de altă parte, nu cred că ar fi cazul să facem economie, pentru că nu mai costă o avere. Și se vând câte 10, 15. Da, cumva sunt programate pentru, hai să zic, pentru o lună, ar fi două, mai mult. Pentru un trimestru mai degrabă, pentru că sunt 10, dacă le schimbăm, spălăm multe veselă, le utilizăm des, le schimbăm o dată la 10 zile, cred că e bine. Și cu lavetele cam stă exact... aceeași treabă, nu? Adică nu... Poate chiar mai interesant, pentru că lavetele este, de fapt, dacă ne permiteți, trece la asta rozovă, că este mai frumoasă, are o structură specifică pentru a capta praf întrânsă. Deci, această structură strânge praful și, iarăși, contaminarea lor este mai puternică, deoarece praful în ea se oprește și, la un moment dat, noi nu o putem utiliza. Factor benefic este că noi nu o udăm. Deci, lavetele este de fibră, ele se folosesc pe manieră uscată. Deci nu pentru a șterge praf? Da. Ele atrag praf, ele sunt unele magnetizate cu câmp electrostatic care și mai tare
atrag praful în ea, dar esența ei este că la un moment dat este plină de praf și ar fi bine noi să o schimbăm. Deci și scuturatul peste geam nu mai merge. Nu este practic. Deci o scuturăm, dar într-un să rămâne tot... Oricum, macarienii și toată... Asta doar ca să ne... Doar microscopic, trebuie să ne ducem în laborator ca să vedem. Da, acum o să trecem și la, hai să zic, covorașele de baie. Covorașele care sunt în baie și care ele sunt permanent ude. Știm de ce. Facem dușul, ieșim cu picioarele goale și uite că... Da, covorașele de baie, cu regret, sunt probabil una din cele mai importante cauze de apariția micozelor. Pentru că această udeală este plus, iarăși, substratul fizic, este o condiție extraordinară pentru dezvoltarea micetelor. Aceste micete, de regulă, noi avem cu dânsele probleme, ne mergem la medic, dermatolog, ne adresăm, avem micete de talp, avem micete de unghi. Sunt niște ciupercuțe din astea care ziceați dumneavoastră. Da, sunt ciupercuțe microscopice care tot a noastră sunt, de fapt, pentru că n-au de unde să ne mirească în covorașul de baie. Tot de la noi vin. Da, așa se numește floră condiționat patogenă, deci nu este patogenă la moment, nimerind în niște condiții mai bune, devine patogenă și, deci, atacă însăși... Și ar fi cazul cumva ca de fiecare dată să încercăm să punem, să-l uscăm acel covoraș de baie? Asta ar fi o soluție. Da? Să-l scoatem afară? Să-l uscăm, chiar să-l spălăm. Și una din ultimele și moderne metode este prelucrarea cu aburi. Este binevenit. Prelucrarea cu amul. Asta cine își permite, știți cum? Am înțeles. O să vă întreb și despre această buretă de sârmă, fiindcă o folosim în special atunci când vrem să curățăm un ceaun sau o tigaie cu cartofi prăjiți care au rămas. Eu am senzația că ele sunt de o singură folosință. Nu, fiindcă nu ai cum să o curăți după aceea dacă nimerește toate resturile de mâncare prin ea. Într-adevăr, aceste burete, de fapt, au fost făcute în urma apariției acestor deșeuri la prelucrarea metalului, deci ele au fost folosite de la început pentru spălarea veselii tehnice de producere, apoi și-au regăsit menirea și în alimentație, dar, într-adevăr, ele, în principiu, sunt de o folosință foarte redusă, se împli foarte puternic, iarăși cu substrat nutritiv, și iarăși avem despre ce am vorbit mai interior, un substrat fizic, plus substrat nutritiv, plus umiditate, plus toate condițiile necesare, plus temperatura, tot ce este necesar. Tot ce este necesar se adună. Și spre final, o recomandare pentru cei care ne privesc, pentru oamenii care cu siguranță cu toții avem lavete, avem bureți de bucătărie, avem sârme din astea de curățat. Ce am putea face ca să evităm cumva aceste probleme și ca să nu se întâmple, Doamne ferește, vreo infecție? Apariția microflorii în aceste unelte, sigur că va fi cu prezența mirosului, cu prezența schimbării culorii. Deci noi vom vedea momentele astea. Al doilea punct, care un sfat care vreau să dau tuturor telespectatorilor, este ca să nu facem economie din nimic. Nu merită să economisim 1-2 lei pentru a păstra această buretă, mai ales că ele sunt acum sub orice formă, într-o varietate foarte largă, expus în magazinele noastre, nu e problemă. Și acum o curiozitate personală. Cuptorul cu microunde ne ajută să dezinfectăm lavetele și bureții și sârmele în... Nu ne ajută. Sârma în genere este o idee de fapt, sârma nu. Mi-am adus aminte. Eu nu folosesc de mult cuptor cu microunde și de aia. Este o idee foarte proastă, spunem sârma în cuptor, cu microunde, pentru că pot apărea alte probleme. Nu încercați, vă implor. Ceea ce ține de burete, despre lavete, restul, tot nu este o manieră bună, pentru că cuptorul cu microunde lucrează pe baza emisiei unei radiații electromagnetice de frecvență înaltă, dar cuptorul nostru, care noi îl folosim pentru încălzirea alimentelor, elementul ăsta care emite, magnetronul așa numit, el emite doar într-o direcție. Și pentru, din această cauză, noi avem produsul care se învârtește. Și iată, asta este principală problemă. Noi nu putem fi siguri
că un oarecare substrat plasat în acest cuptor cu microunde poate fi încălzit la temperatura care nu este nevoie, este vorba de 340-180 de grade, la expoziție, adică timpul 45-60 de minute ca să întrunească condițiile de dezinfecție fizică. Deci este un mit. Da. Asta. Mitul este bazat pe unele momente reale, pentru că nu se utilizează pe larg la noi în țară, dar există sterilizatoare medicale care lucrează pe bază de... Astea probabil le găsim în instituțiile de specialitate. Da, da, doar încă o dată reiterez că magnetronul, elementul care emite această radiație, este absolut altfel și el iradiază tot substratul și garantează încălzirea sau aceste condiții de dezinfecție pentru tot ce este plasat în interior. Cuptorul cu microunde habitual care noi îl utilizăm pentru a încălzi careva mâncare nu este binevenit în această situație. Noi vă mulțumim pentru aceste sfaturi utile. Vă mai așteptăm la prima oră să ne explicați mai multe lucruri interesante și să luăm aminte despre aceste lucruri pe care le avem în casă, care aparent par inofensive, dar uite că dacă intrăm în dedesubturi, vedem și alte chestii. În această dimineață, alături de mine, a fost Garbuz Alexandru, medic igienist, asistent universitar, Departamentul Medicină Preventivă, Disciplină, Igienă. Vă mulțumesc foarte mult, vă mai așteptăm la prima oră.